Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu partea a doua pentru etalarea pentru cei cu zodia, cei cu soare, lună, ascendent, nodul nord, Venus în rac. Este partea a doua. Nu cred că o să mai lipesc pentru că mi-ia foarte mult timp și uneori nu se lipește frumos. Cred că o să o atașez în continuare ca și partea a doua. Nu cred, sunt mai mult convinsă. Vă rog frumos să ascultați și prima parte în care vă explic ce cărți au venit pentru Crucea Celtică. Acum clarific, venim cu detalii la primele mesaje. Spuneam că e o tăcere între voi și cineva și tocmai atunci s-a întrerupt telefonul. Probabil, nu că probabil, fusese prea plin, n-am apucat. Ia uita, s-a oprit și la turn, da? O separare între voi și un personaj, posibil din cauza distanței. Din cauza distanței se manifestă acea separare și acea tăcere și nevoia de a analiza. În fine, trei de băte, clarificăm o dată provocarea pentru răcușori. Sunt multe. Ce vreau să dau? Trei de băte. Iar așteptarea, vedeți, 7 de monede, 10 de monede, 10 de cupe. Există o speranță, ia uite, și dor, dor foarte mare. Dor, iar lumea, chestiune de distanță foarte mare, distanță peste hotare pentru unii, dar nu e obligatoriu. Eventual ați încercat, lumea și asul de cupe, ați încercat să încheiați acest potențial, racul, da? De nouă dragoste, sau s-a încheiat dragostea voastră chiar din fazele, eu știu, de început, și a apărut dorul, regretele, din cauza distanței a trebuit să încheiați. Altfel era 10 de cupe, era fericire. Era o stare de prea plin cu soarele și cu 10 de cupe între voi și cineva. Dar interesant că în acest context, trei de băte care înseamnă și speranță că vă veți reîntâlni într-o formă sau alta, undeva, cândva, este de speranța aceasta, este susținută de 7 de monede invers. 7 de monede invers este o. 7 de monede înseamnă așteptare, construcție, lucru în grădina voastră. Deja nu mai aveți răbdare, nu mai aveți răbdare să lucrați în grădina voastră și să așteptați, vreți să se manifeste mai repede. Eliberarea eventual de niște bani, de un job, de o familie, de niște tradiții, ca să puteți să vă bucurați de 10 de cupe. 10 de monede poate să fie job foarte bun, important, sau o casă, o familie. Poate unii dintre voi sunteți la distanță de familie, 10 de monede invers, și așteptați să vă întâlniți cu ei și să vă bucurați. Există și posibilitatea asta, da? Oricum, familia sau jobul acela foarte important este un pic cu sus în jos. Dar nu mai aveți răbdare. Eventual, 7 de monede pentru mine invers duce și către 6 de monede pe care l-am văzut mai devreme. Dorința de a echilibra ceva acasă sau în casa cuiva. Și dacă nu e vorba de a echilibra acasă, o persoană în acest context își dorește echilibru într-o formă sau alta. Acum rămâne de văzut în ce echilibru, pentru că din punct de vedere tradițional s-ar putea să nu-l mai găsiți. Trebuie să accesați alte zone, alte începuturi, alte dimensiuni ca să vă regăsiți începutul. Echilibru, scuzați-mă. Clarificăm Regina de Spade în trecut. Odată. De două ori, de trei ori. 4 de băte, acasă. Interesant, acasă aveți o regină de spade, unii dintre voi. Și apare și împăratul. Responsabilități. 2 de băte, iar cuplul acela 5 de monede, în care lucrurile scârție, atmosfera scârție și trebuie să aleagă unul dintre voi. Dar cred că mai degrabă împăratul, da? Cel care este implicat în această familie, în această. E un 4, da? Acolo sunt niște probleme. Oriunii dintre voi, și repet, nu mă refer doar la cei cu soare în rac, aveți și luna, aveți și ascendent. Și atunci, dacă aveți luna, ascendent, Venus, aveți alte planete care vă marchează și care apar în acest context, da? Unii dintre voi acasă aveți un personaj foarte rece și mental. Și trebuie să alegeți, iar
între a deveni interesant împăratul și împărăteasa. Trebuie să lăsați eventual acel cuplu. Ia uite, în care vă mințiți 7 de spade și 5 de monede, un cuplu. Sau problemele. Acelea în care vă tot implicați să susțineți pe cineva, da? Și vă mințiți, fugiți de voi. Interesant. Pentru unii, fugiți de voi, de creșterea voastră, încercând să-i ajutați pe alții. Ia vă rog frumos să meditați la așa ceva, pentru că mulți facem așa și eu am tendința aceasta. Recunosc. Vrem să-i ajutăm pe alții, să oferim altora bine, ajutor, prezența noastră, dar nu ne ocupăm de noi. Fugim de noi. Mare, interesant. Foarte puternic mesajul. Foarte puternic mesajul, da? Împăratul și împărăteasa, iar. Dacă acasă există acest personaj rece mental, celălalt sau, da, cel care este împăratul își dorește întâlnirea cu împărăteasa. Un personaj care îl face fericit sau o face fericită. Știu că sunt etalări generale, vă repet, nu vă fac eu scenariul, vă rog frumos să vă găsiți pozițiile. Dar dacă ascultați cu atenție, dragii mei, chiar și în etalările colective primiți mesaje puternice și lecții. Lecții de viață din care puteți învăța și manifesta corect în viitor. E o casă în care sunt niște probleme. Și cel care începe să se trezească cu soare, da? Cel care începe să se trezească sau care are parte de bucurie în context cu voi sau voi în context cu ei, e o altă persoană, nu cea din casă. Asta vreau să zic, nu cea din casă. Clarificăm, te rog frumos, soarele o dată, de două ori, de trei ori. Judecata și ce mai vreau să apară și visul. E un vis foarte frumos pe care l-ați trăit cu cineva, dar încă judecați, analizați cu eremitul, analizați acest vis, este vis sau e realitate. Interesant, poate că visați la acest personaj în perioada cât timp sunteți în tăcere sau ați visat că vă veți întâlni cu un personaj care vă va face fericiți. Ați visat trezirea voastră cu judecata, iar înseamnă renaștere, și cu soarele, iar înseamnă renașterea. Ați visat. Dar interesant că aici este și luna, puteți să fiți voi. În ultima vreme ați visat că ceva urmează să se întâmple. Și se va întâmpla. Dacă nu s-a întâmplat până acum, se va întâmpla, repet. Alții au trăit această senzație de bucurie, dar au intrat în tăcere pentru că trebuie înțeleasă bucuria asta din perspective profunde. Regina de foc și pasiune și atracție. Dar cineva care vă inițiază, vă inspiră. Evident că poate să fie invers, poate să fie și invers, dar trebuie să vă vedeți. Dacă vă știți că aveți o viață depresivă și încercați să, cum am zis mai devreme, să fugiți de acea depresie încercând să oferiți entuziasm și voi bună altora, mai. Lucrurile trebuie făcute cu cap și cu suflet. Magicianul în prezent, vă rog. Cărților, Sfinte Duh, Sfinte. 9 de cupe. O fi cineva cu marcaj în gemeni, care este foarte entuziasmat de voi, foarte fericit în preajma voastră, da? Am văzut gemeni mai devreme, da? Poate gemenii aceștia au probleme în cuplu, acasă, au o persoană dominatoare și își regăsesc, de fapt, corespondența în relație cu voi. Posibil și asta. Întâlnirea dintre voi și acest personaj. Pe de altă parte, știu că unor vă este greu să-mi ascultați etalările, pentru că eu primesc multe mesaje chiar într-o singură carte sau în două, dar vă rog, ascultați că sunt importante, nu neapărat că e etalarea mea făcută de mine. Magicianul și 9 de cupe. Trebuie să manifestați dragoste față de voi și, cum am zis mai devreme, dacă fugiți tot timpul de voi, ajutăm pe alții, pe unii și pe alții, și nu vă acordați voi atenția pe care o acordați altora, n-ajungeți la 9 de cupe și nu vă pregătiți pentru 10 de cupe, da? Cuplu acela fericit.
La capătul setului de cărți am regele de monede, asul de bâte și 8 de monede. Se dorește totuși implicarea într-o această pasiune. Poate că cineva apare asul de monede și în poziția fricilor. Vă este teamă că cineva vă dorește mai mult din punct de vedere sexual și mai puțin din punct de vedere emoțional, dar cărțile arată că au și emoții pentru voi. Însă, posibil, între emoție și pasiune, pasiunea să fie mai puternică, dar sau mai vizibilă, mai vizibilă. Evident că poate să fie și invers. Să simțiți emoții și atracție față de cineva, dar tocmai pentru că e atracție fizică, reacțiile să fie vizibile. Adică vă înroșiți, aveți niște stări, da? Și celălalt îl poate observa mai bine din cauza atracției fizice, nu din cauza emoțiilor. Dar am zis că italele sunt interesant și de ascultat și la fiecare eu zic că se primesc, nici eu nu știu ce voi citi, chiar dacă văd cărțile, le așez, da? Ce mesaje primesc în momentul unei italări. Dar mi se par fascinante toate. Până acum mi se pare coerentă și etalarea voastră față de alte etalări. Sunt emoții versus minte. În relație cu un personaj destul de nou în viața voastră. E un personaj nou. Pentru unii. Eventual pentru unii cu care v-ați întâlnit la locul de muncă cu 8 de monede și asul de bute. Și s-a născut sclipirea, scânteia, da? Și se dorește cu regele de monede. Am zis, ori unul este responsabil, are niște responsabilități financiare, profesionale sau familiare. Ori, dar veți trăi și veți vedea, poate să fie și una și cealaltă. Se dorește acest început, asul de bute. Acest personaj își dorește să manifeste asul, da? Asul de bâte și atracția, dar și stabilitatea regele de monede. Adică și bâte și emoții și stabilitate. Bâte, adică atracție fizică. Cu alte cuvinte, cam totul. Pentru cineva care apare ca un magician în viața voastră, care a apărut într-un mod magic sau... Are marcaj puternic în gemeni. Acest personaj să simte că sunteți un vis pe care l-au așteptat. Evident că poate să fie și invers. Dar, repet, chiar dacă n-ar fi cineva nou și urmează să apară, să țineți cont de aceste mesaje, până una alta învățați să manifestați dragoste față de voi. 9 de cupe, da? Dragoste față de voi. Clarifică-mi eremitul, sfatul, odată. Uf! Ia uite, regele de monede. Analizați cum puteți să vă găsiți stabilitatea. Eventual, în această tăcere, repet, aveți o tăcere. Luați-o ca pe o provocare în care vă găsiți stabilitatea. Ascultați-vă vocea interioară, interesant. Mai dăm o carte. Pentru acest sfat. De ce regele de monede? De ce eremitul odată? De două ori? De trei ori? Turnul, ia uite, interesant. Unii dintre voi v-ați separat de cineva cu marcaj în semnul pământului? Regele de monede, da? Și turnul și eremitul reprezintă separare. Ia să vedem ce este, da? Și trei de spade. Ia, asta este. Dacă cineva v-a pus în așteptare... Eliberați-vă de această așteptare. Ia să vedem totuși. Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Pentru acest sfat. Deschidere, vulnerabilitate. Mai. Știți? Iar mi-aduc aminte de un citat. De fapt, nu mi-aduc aminte, mi este amintit, da? De cei care mă ghidează și pe mine în aceste etalări. Rejection means protection. Dacă a fost o separare între voi, a fost necesară. Tocmai ca să vă găsiți echilibru și să vă analizați voi. Să fiți deschiși cu voi înși vă. Apropo de ce am zis la magician și 9 de cupe.
Mai dăm o carte, că sunt destul de ciudate cărțile pentru această, acest turn, regele de monede. De ce deschidere? Pentru ce vulnerabilitate? Eremitul, eremitul. Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Șapte de cupe. Aveți alte opțiuni. Dacă cineva vă ține, s-a separat de voi. Dar care sunt opțiunile acelea? Mai dăm o carte pe șapte de cupe. Care sunt acele opțiuni odată? De două. De cinci de cupe. De trei ori. Mai, dar ce? Șapte de cupe, cinci de cupe, regrete și șapte de spade. Sunt lacrimi, sunt vise, nemanifestate, eșuate, din cauza că cineva a fugit, cineva nu încearcă să se implice. Dar ăsta nu-i sfat. Asta e o poveste de viață, o situație. Te rog, dă-mi o carte. Ia să iau din altă, din alt set. Ia. Pentru acest sfat, te rog frumos, ia să-mi inverse și cărțile. Te rog frumos, un sfat clar pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, mă, bun, nord, în rac. Un sfat clar ce să fac în această situație. Un sfat clar. Te rog frumos, pentru cei cu soare, lună, uf, dar ce cărți, energie toxică, trebuie eliberat, a venit diavolul invers, trebuie să vă eliberați de diavol, de energiile toxice, de adicții, de minciuni, de, uf, ia. Un sfat clar pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, mă, bun, nord, în rac. Un sfat clar. Cât mai clar. Un sfat clar. Pentru ce acest eremit? E o lecție, dragii mei. Eremitul înseamnă și în fior. Lecție de via spirituală. Cineva v-a pus prin această tăcere și situații tare neplăcute să treceți printr-o lecție foarte intensă. Doi de spade și doi de bute, tot invers. A fost un blocaj. Nu s-a putut comunica, nu s-a putut călători. Păi, și se pare că a meritat blocajul ăsta pentru că cineva chiar a fugit și a adus regrete. Că ați fugit voi, că au fugit ei. Unul dintre voi a fugit de emoții și a adus, a fugit de implicare, interesant. Și a adus emoții negative în, în joc. Doi de spade invers și doi de bute tot invers. Doi de spade invers înseamnă să alegeți. Să manifestați ceva nou, să alegeți, da? Doi de spade nu mai înseamnă că aveți timp de alegeri. Ați avut cu eremitul, da? Ați avut și voi și ei timp să alegeți. Doi de spade merge către valetul de spade. E un soi de, de manifestare, de comunicare, da? Și ce să comunicați sau ce să manifestați? Iar doi de bute merge către și el acesta alege, da? Către valetul de bute. E o poveste destul de veche, dacă au venit atâtea cărți, destul de confuze, v-au trecut prin toate stările neplăcute. Acești oameni sau această situație. Dacă sunteți căsătoriți, căsătoria în sine se zdruncină, ați încercat să vă mințiți unii dintre voi, repet, depinde ce aveți acolo, pentru că e regele de monede, undeva înfășurat în aceste cărți confuze. Ori sunteți implicat într-o situație în care aveți responsabilități și fugiți de... Ați fugit, de-aia apare tăcerea în sufletul vostru, între voi și cineva. Oricum,
Dacă n-ați fugit voi, ar fi fugit ei, vedeți unde sunteți, că nu e treaba mea să stabilesc care, cum a fugit. Însă, pentru că variază, repet, o etalare colectivă, doi de bâte merge spre valetul de bâte, da? Doi de bâte invers, dă înapoi, da? E în regresie și atunci merge către valetul de bâte. Și valetul de bâte înseamnă inițiere într-o formă sau alta. Dar se pare, dragii mei, pentru că am folosit aceleași de cărți, da? Inițierea, astfel de bâte, este în poziția fricilor. Vă este teamă să inițiați ceva? Poate aici este, aici e lecția. Stați prea mult în regrete, prea mult în confuzii și șapte de cupe. Dar a stat prea mult până să alegeți în această separare de cineva. Da? Sau plecarea cuiva. V-a ținut așa, v-ați blocat, că știm că race au această tendință unor să se blocheze pe câte o chestie, știi? Și n-ați mai manifestat, dar și aici în prezent învățați să manifestați dragoste față de voi, că nu degeaba am zis nu știu câte variante, da? Dragoste față de voi ca să vă atrageți zecele de cupe care e la distanță. Poate e altă persoană. Este o nouă dragoste. E o altă persoană. Eu am senzația că ce apare aici în sfat. Ați văzut câte cărți, da? Se văd aici în colțul camerei, da? Uite aici. Uite. Nici nu stai. Cum să te pe aici? Unde să se vede, da? Câte cărți am pus ca să clarific și toate arată confuzii, frici, fugă de ceva, de vulnerabilitate. Fugă de vulnerabilitate. Vulnerabilitatea cuiva, a voastră sau a lor, a creat confuzii în mintea celuilalt. Da? Lipsa de implicare. Sau tocmai faptul că aveți responsabilități, nu vă puteți implica în acest soare și în acest vis frumos. Și cum apare și visul și vă gândiți că e doar un vis. Nu e posibil să fie de lungă durată. Și asta e ceea ce manifestați, pentru că sau ce ați manifestat până acum. Dar, dragii mei, dacă manifestați dragoste față de voi, repet, veți atrage 10 de cupe și o nouă dragoste și creștere, poate cu altcineva. Sau cu același personaj. Dar contează foarte mult energia. Ia uite, asul de cupe. Nouă de spade. Toate sunt invers. Clarificăm 6 de spade. Ia, ce mai zice aici? Interesant, da? La acest sfat s-a oprit la invocare. Invocați victoria. Invocați emoții pozitive. Apropo, clarificăm 6 de spade ca influență exterioară. O dată, pentru raci, de 2 ori, de 3 ori. 3 de monede. Iar o chestiune la locul de muncă sau dorința de a construi. Dar e fi cum să construiești dacă ești la distanță. Faetonul, da? Dorința de a veni, de a echilibra. Clarificăm încă o dată. Influența exterioară. O dată. De 2 ori. Și de 3 ori. 2 de spade. Iar blocaj, eu cred că are legătură cu acest sfat. Distanța dintre voi și cineva. N-ați putut construi și atunci s-a blocat. Ați blocat voi, ei, unul și unul și altul. V-ați blocat. Ați blocat construcția. Regina de cupe, da? Și regina de pământ, iar. Și magnetism. Atracția există, dar condițiile probabil n-au fost prielnice. Dar, dragii mei, nu întâmplător a apărut magicianul. Condițiile ni le facem noi, ni le creăm noi, le manifestăm noi. Dar, repet, nu le putem face decât când suntem într-o vibrație înaltă, nouă de cupe. Mai dăm o carte pe acest doi de spade. O dată. De două. De trei ori. Extraordinar magnetismul ăsta e. Cât v-ați bloca, tot vă atrage acest personaj. Sau acest personaj, iau-te, s-a terminat la azi de cupe. Tot mi se va manifesta totuși. Dar cred că aici este lucru și lecția spirituală. Dacă poate sunteți flăcări gemene și știți că sunt foarte grele, intense, da? Că aveți un patru de bute. Femeia independentă se întâlnește cu
Eventual flacăra sa geamănă. Am văzut împăratul și împărăteasa. Am văzut îndrăgostiții. Posibil. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Că dacă vi se pare confuză etalarea, puteți să căutați în altă parte. Nu problem, da? Mie mi se pare complexă și pierd și eu destul timp, dar vreau să găsim răspunsurile, da? Se poate, naște o nouă dragoste. Clarificăm asul de spade, că vă doriți asul de spade odată. De două ori. De trei ori. Doi de bâte, de bâte, de monede, scuze. Iar alegeri, 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 alegeri. Vreți să aveți mintea clară ca să puteți alege. Sunt niște blocaje, nu, de bâte. Peste care vreți să treceți. Mai dăm o parte. O dată. De două ori. De trei ori. Trei de... În legătură cu acea distanță, cu acea călătorie. E o călătorie, comunicarea cu cineva și vă doriți victorie. Ce înseamnă victoria? Înseamnă foarte mult. Sănătate, reușită, început, e un as, da? Sunt multe, da? 9 de monede care apare ca și final, da? E o carte pozitivă, chiar dacă nu sunteți independent. 9 de monede, o carte pozitivă, care înseamnă un A. Am vrut să zic un da, dar am zis A pentru că am văzut as. Da, ia uite, asul de cupe. Trei de bâte înseamnă speranță, da? Eventual vă doriți ca cineva să vă aleagă. Dar, dragii mei, repet, de câte ori pot, nu așteptați că ei să vă aleagă. Faceți-vă alegerile voastre și apoi ei vă prind din urmă, eventual. Împărătea asta, te rog frumos, în viitorul îndepărtat odată. De două ori, de trei ori. Temperanță, aveți răbdare pentru că veți crește. Vă veți întâlni cu persoana voastră divină, da? Cu femeia divină, cu bărbatul divin. Aveți răbdare, temperanță. Interesant, temperanța înseamnă și vindecare, împărăteasa înseamnă și mamă. Dacă asta vă spune ceva, vedeți, da? Că am vorbit de vindecare, chiar de la început. Dar, ce mai zis? Pentru cealaltă variantă despre care am vorbit, despre cuplul respectiv care este în decepție, uite, în 5 de cupe, 3 de spade, există emoții profunde pentru cineva care va aduce vindecare. O femeie are această calitate, o femeie divină are această calitate. Asta pentru cel de-al doilea sau al treilea mesaj pe care l-am transmis. Acum, pentru cineva care are o mamă și trebuie să aibă răbdare într-un context care ține de maternitate, de vindecare, vedeți unde se aplică. Clarificăm 9 de monede, ca și reușită, o dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, apă, emoții. Aici sunteți voi, semnul de apă, eventual. Și 4 de bâte, o dată. Ia uite, ce vrea să se arate? Invocare, a vrut și mai devreme să... Deci invocați. Aici trebuie să știți cum să invocați emoțiile pozitive. Emoții avem la 9 de cupe. Și mental cu Mercur. Emoțiile și mintele. Scuzați-mă. Toate sunt importante, dar emoțiile și gândurile sunt cele mai importante în manifestare și când invocăm independența noastră, vindecarea noastră, eventual întâlnirea cu flacăra geamănă. E un timp extraordinar, împăratul, da? Și avem împărăteasa în viitor. Invocați-vă împăratul femeilor divine, da? Invocați-vă împărăteasa bărbaților divini. Dar trebuie să știți cum. 4 de bâte, o dată. Se pare că o să vă întâlniți totuși pe ei. De două ori, de trei ori. Emoții. Oricum, veți avea niște emoții puternice acasă sau cu prietenii. Eventual, când vă veți întâlni cu flacăra geamănă, ia uite energia. E energia de... Dar pentru asta, dragii mei, repet, chiar dacă sunt plictisitoare, enervantă, nu mă interesează. Cine vrea să aprecieze insistența mea, bine. Cine nu, tot bine. Repet, trebuie să știți cum să manifestați acest nouă de cupe. Chiar dacă reprezintă și pe altcineva, vă reprezintă și pe voi, pentru că noi ne oglindim în ceilalți. Da? E frumos, stai ce? Chestie de energie. Renunțați la aceste conflicte interioare, la alegeri.
da? La probleme, la integrați experiențele, da? Pierderile, eșecurile, integrați-le și transformați-le în învățătură spirituală. Temperanța înseamnă vindecare, creștere spirituală. Mai sunt cărți frumoase, aș vrea din tot sufletul să le vedeți și voi așa cum le văd eu. Sper că v-a plăcut și partea a doua, sper că ați ascultat și prima parte. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau, numai bine, pa!